tot ne-am uh, și-a amânat meciul cu Leicester, frângem mâna că poate nu vor reuși până la sfârșitul sezonului să-și uh, cazeze meciurile în uh, calendar cei de la Tottenham Poate că vor fi descalificați din competiție, ați văzut cum se va întâmpla până la sfârșitul anului cu Salernitana Acest pocium de echipă aflată pe uh, ultima poziție sau printre ultimele în uh, Italia, o echipă care nu interesează pe nimeni Dar totuși echipa lui Franck Ribéry Echipa care riscă desfințarea. Acum au aflat și italienii că, de fapt, patronul lor este și patronul Lazio. Acest lucru era Mitică Dragomir la Liga Italiană să rezolva. Îi dădeau un porc căia, îi mai dădeau niște câltaboși, rezolva Mitică să fie bine pentru toată lumea. Și italienii sunt la fel de, de, de șmecheri da? ca și Mitică Dragomir, ca să mă exprim politicos, să fac un deserviciu telespectatorului ne spunând lucrurilor pe nume, cum fac cu frații noștri de la Libertatea. În condițiile astea, șmecheria face casă bună cu sărbătorile, dar nu cu dreptatea. A? Au aflat italienii ce să spun după 16 etape de campionat, că Salernitana are același patron ca și Lațiu. Cum e posibil așa ceva? Noi știam că e campionatul tuturor ororilor, dar tuturor nenorocirilor, bă, dar nici chiar așa, bă. Asta a mai fost atunci când Mitică retrogradase uh, pe Concordia Chiajna și le-a dat tasul dreptate și ea s a întors din Liga 2 -a după patru etape. O situație neverosimilă, dar acceptată și de presa din România, da? marea noastră presă, de oamenii cu multă demnitate, care nu se citează unii pe alții, nu-i nimic, acolo au participat cu toții, nu? doar noi la emisiunea la Sport Total FM. Eram cei care ne ridicam împotriva sistemului și ne scârțeau scaunele, dar eram împotriva sistemului. Eu, ăla era bun jurnalism, nu ce făceați voi. Da. Nu ne-au închis pentru că emiteam de acolo din hruba aia și nici n-ajungeam pe la CNA. Am fost o dată sau de două ori în 11 ani de radiofonie de înalt nivel. Uh, și cei care ne-au urmărit au fost câștigați, cei care nu ne-au urmărit au fost niște tâmpiți. Au ascultat numai ce nu trebuie. Acum, sigur că s-a pierdut, nu mai există nici acolo spiritul 11 metrist, dar am reușit atunci să-i facem pe toți de băcănie, ani de zile, de ne înjurau pe la telefoane. Telespectatorul radioascultătorul nu știe, de fapt. Multe dintre ele nu puteau să intre pe post, evident, dar era ceva monumental acolo. Aveau de suferit fraierii care ne însoțeau, adică așa zis și noștri colegi de radio, numai radio nu făceau. Aveau oia săraci de suferit, că noi le stricam ploile, eu cu domnul Stănescu, înjurându-i pe toți în fotbalul românesc, iar după aia să codeau să mai vină la emisiuni aranjate, unde până la urmă răspundeau politicos la niște întrebări politicoase. Aia și că făceau presă. Au foarte mândri de ei, că precum confrații noștri de la Digi, se legau la șireturi dimineața și veneau la televizor să-și facă treaba, adică să-și consolideze relațiile. Mă, dar relațiile nu le poți consolida de acasă, de exemplu. Așa cum pui murături. Murăturile le pui de acasă, nu vii la televizor să le pui. Eu văd că acum unii sunt răzvrătiți. Nu v-am spus de atâta timp că nu-i presă. Asta cum nu să citează în presă este într-adevăr o chestie de evumediu. E adevărat. Presa asta, adevărată în Occident, începe citând deci, unul echip, de exemplu, da? Știrile sunt așa. Conform RMS Sport, deci așa începe știrea în cotidianul echip. Conform RMS Sport, noul antrenor al. Da? Chalon sur son va fi Monsieur Brigheli. Să spunem, da? Așa începe știrea. În presa adevărată. Deci, pe ei nu interesează că știrea este dată de echip sau de. RMC, important este că este o știre și lumea trebuie să afle. La noi însă nu e așa. Din două puncte de vedere nu e așa. Da? Nu este un deserviciu făcut telespectatorului, cum insinua domnul Tolontan. Nu. Telespectatorul nu știe. El nu este școlit, nu este călit pe sistemul ăsta. El când se uită la Digi24 sau la orice alt post sau ascultă un post, el nu așteaptă să audă de acolo care este sursa de proveniență a știrii. Este o informație falsă dând astfel de informații în dobitocim publicul. De aia a și murit presa de spor din România, din lipsă de credibilitate, nu de faptul că nu avea distribuție, cum spun șefii de presă. Apoi s-au închis chioșcarii și a murit presa. E nu, chioșcurile s-au închis peste tot, dar presa a murit în România. Pentru că nu avea credibilitate. Nu poți să spui o asemenea tâmpenie, pentru că dacă ar fi așa, lumea nu s-ar uita, ar fi zero audiență. E o audiență decentă. Lumea să uită acolo, nu așteaptă telespectator, telespectatorul. Telespectatorul nu interesează în România când începe o știre să-mi spui de unde ai luat-o, să-i citezi pe aia că i-au muncit pe brânci. Duceți-vă la mine dacă vreți să munciți pe brânci. Presa nu e pentru muncitori, e pentru talente. Bă. Sigur că îți trebuie și cărăuși, dar există în orice meserie. Și ăla care lucrează la prozar muncește tot pe brânci. Nu e mai prost decât jurnalistul de la Libertate, iertați-mă ăla care, de exemplu, scoate autobuzul dintr-o baltă cu noroi. Și ăla are nevoie de recunoștință, poate chiar mai mult decât jurnalistul, care nu își merită postul, pentru că nu informează corect, nu este un om curajos. Presa nu înseamnă să-ți faci tu relații. Dar în același text, spre sfârșit, aflăm că, de fapt, acolo nu jurnaliștii sunt de vină, ci șefii lor. Hai mă, să fim serioși. Domnul Tolontan, cu tot respectul vreau să vă anunț și poate că mă cunoașteți. Niciun șef niciodată în lumea asta de 25 de ani de când sunt fără întrerupere în presa din România, nu mi-a spus nu cita sursa. Deci nu veniți mie să îmi spuneți așa ceva. Lucru care acum e la modă. Dar ca să nu ne atacăm între noi, să-i păcălim în continuare pe oameni, noi dăm vina pe șefi. Mie, de exemplu, nu mi-a zis niciodată. E adevărat, nu l-am avut pe Mitică Dragomir care conducea sportul românesc, n-am prins perioada aia. Dar, începând cu 1997 și până acum, da, să fac 25 de ani în vara viitoare, am avut o grămadă de șefi. Niciunul nu mi-a spus niciodată, bă, banciule, fii atent, nu citez sursa. Și dacă mi-ar fi spus ce? Cum adică nu citau? Da? Adică la Digi24 sunt jurnaliști excepționali, dar șefii lor sunt niște cretini. Nu! Jurnaliștii, domnul Tolontan, sunt niște cretini. Șefii lor își fac business-ul, că de aia sunt șefi. Aveți impresia că pe ăla îl interesează că a citat sport total? Jurnalistul face, vă, Credeți că m-ar fi dat cineva afară? M-a dat vreodată cineva afară? Uitați-vă puțin aici. Le-am făcut reclamă ălora de la Digi24 pentru 3.000 de ani. Ălora de la Digi Sport pentru 15.000 de ani. Credeți că mi-a spus vreodată cineva? Da? Bă, dar de ce îi citesc pe aia? Îi citesc pentru că telespectatorul nostru, ăsta cât e, 17 Și ăștia sunt obișnuiți cu adevăr, bă, nu cu minciuna. Pe noi nu ne-a interesat niciodată cine transmite meciul, ne-a interesat cine să uită la meci, dacă cu adevărat, nu cum faceți dumneavoastră presă. Aia nu-i presă, bă. La sfârșitul textului vine mie să-mi spui că ăla e un jurnalist excepțional. Cum să fie excepțional dacă Dobitocu citea de pe telefon și nu reușea să spună de unde a aflat? Adică o omitea, voluntar. Nu spuneți că în urechelniță îi spunea șeful de la Digi sau patronul sau mai știu eu cine marele acționar sunt nu cumva să pumenești de libertate, bă, că noi suntem pe Digi aici. Noi trebuie să furăm știri. Să ți bă, mă, nu. Am și eu un pic de experiență în presă. Așa ceva la un om corect nu există. Eu am lucrat la mari patroni, la mari mahări. Niciunul nu mi-a spus niciodată. Da? Și cu atât mai puțin în zone de conflict. Da? zone de conflict. Am arbitrat campanii prezidențiale. Da? ne-am implicat în politică, am avut procese, am avut, da, amenzi, pe sână. Până nu mi-a venit cineva să-mi spună, bă, băiete, fii atent. Ăsta e amicul meu, te rog să-l favorizezi. Pentru că se întâmpla așa, ori îl făceam de băcănie pe post, de-a doua zi nu mai veneam. Da? Deci noi a 10 ani când am avut emisiune seara, te făceam un scandal uriaș, dar pe bună dreptate, nu a la Radu Moraru și a, a la Lazaru sau nu știu ce, sau a la Dan Diaconescu. am făcut show -uri asta trebuia, erau emisiune de pamflet. Bă, deci nu a băgat nimeni pumnul în gură. Cum să vin mie să-mi spui că a cita un ziar este un păcat? Bă, e un jurnalist de doi bani, așa cum sunt toți. Și de asta i-am și înfierat. Da? Acum când aveți niște conflicte, imediat vă certați între voi. Păi dacă n-ați știu să trebuie să le spui, domnul Tolontan, de la început, vă niște jeguri. Și atunci nu se mai ajunge aici, pentru că jeguri sunt. Da? Dar nu veni să-i protejați în ultima clipă, că acum n-aveți recunoștința lor. Și cu atât nu dați vina. Publicul nu e crescut în România pentru așa ceva. Poate da, în străinătate de acord. Citez, dar în România n-ai făcut niciodată. Bă. Voi care l-ați ținut în brațe pe Giovanni, voi care îl țineți în brațe pe Gigi, voi care ați ținut în brațe pe toți impostorii fotbalului din anii 90-2000, când au intrat în pușcărie, ați regretat. Și acum! Țineți minte, bă, frații, eu când citeam pedepsele cu domnul Stănescu, cât luaseră toți hoții fotbalului românesc, că la ei era doliu și numai noi cărcoteam. Aia cu Gică Popescu, cu... Ce, ați avut vreunul curajul să spuneți bine că a intrat, bă, felcerule, la pușcărie, că acolo ți-e loc? Nu, bă, toți toții erați cu capul plecat că vi s-au dus relațiile la pârnaie. Aia nu-i presă, bă, băieți. Și v-ați cât v-a fost bine și călduți. Să nu vă atacați între voi păi, Trebuia să vă atacați dacă e impostură Vă spuneți că domnul Roman Sau cum îl chemai un impostor De acord, dar și în presă îi prinde impostori Asta e discuția Da, Sunt mai impostori în fiecare parte da? Asta trebuia demascat Și atunci probabil că în timp Nu zic că s-ar fi făcut de pe o zi pe alta păi, dar În 25 de ani mai rezolvai un pic Treburile astea Așa cum să le rezolvi? Dacă tu tot timpul ai încercat să ia pe aia, tu dai vina pe cine? Pe politicieni, pe răspuns. Aia e simplu, bă. Bă, adevărul e că, da, de la tine pleacă toată discuția asta. De nu sunt anchete, de aia nu sunt reportaje de valoare, de aia lumea s-a îndepărtat de lucrurile astea, că nu s-a spus adevărul. Că spune un om, că spun doi oameni, e prea puțin. Lumea nu ne mai crede nici pe noi, evident, dar continuăm să ne facem treaba. Bineînțeles, cu toții cred că suntem aranjați, că suntem prieteni, nu știu că. A, asta ți se reproșează. Trebuie să mergi mai departe și în continuare, dacă vezi, să chiar dacă nu e plăcut. Să nu credeți că e așa de plăcut toată ziua să-ți pui lumea în cap. Dar trebuie să o faci dacă nu o face nimeni. Nu se poate. Deci imaginați-vă, eu dacă aș fi făcut politică, să zicem, eram politician, da? Nu intram în presă, mă făceam politician. La fel aș fi făcut, bă, băieți. Îi demascam pe... Sigur că nu dura, nu, nu duceam mult. Am scos din toate partidele în câțiva ani, maxim. Dar aș fi continuat să-i demasc pe din jurul lor, că cineva trebuie să facă asta. Că-i plăcut, că nu-i plăcut, dar trebuie să măture cineva și la metrou, că altfel nu merge metrou. Da? Sunt tone de gunoaie care se pun în fața lui. Dacă n-ai talent cu mătura, degeaba că nu pleacă mașinăria, fraților.